Ecaterina a avut rezultate bune la școală și a creat așteptări mari pentru părinții săi. Visul fetei era să facă studii bancare la o universitate locală de prestigiu pentru a obține un studiu bun și un loc de muncă bine plătit. Însă despre acest lucru, fata nu avea decât să viseze. Numai oamenii de succes ajung la universitate de prestigiu, iar Ecaterina, din păcate, nu se număra printre ei. Ea era foarte conștientă de faptul că părinții fetei nu vor putea probabil să-i asigure fiicei lor un sprijin la facultate atât de scumpă. La această universitate studiau doar majorii, fiii și fiicele de tată, care obțin merite pentru nimic, deși nici măcar degeaba, ci pentru banii părinților acestora. Exista o singură variantă, să intre la buget, trecând un concurs uriaș. Doar 3 locuri pentru 500 de persoane. Cum poți câștiga aici? Ecaterina a rămas îndumerită în timpul unei dispute cu părinții ei. Părinții fetei sunt foarte stricți și chiar, într-o oarecare măsură, oameni de modă veche, care nu înțeleg pe tineri. Tatăl fetei este militar, iar mama ei este asistentă medicală. Cum te nu înțelegi? Tu trebuie! Ba nu, tu ești obligată să înveți bine ca să intri la această facultate. Vei fi o adevărată rușine pentru familie dacă vei lua chiar și un singur 9 în diploma ta. Mă înțelegi? A strigat la fată mama severă. Ecaterina se neca în lacrimi, fiindu-i frică chiar și să spună cuvânt mamei sale. Tatăl ei tăcea, privind-o amenințător pe fată. Așa că Ecaterina trebuie să învețe din greu, pentru a evita să audă astfel de cuvinte doloroase din partea părinților săi. Fata a reușit să treacă examenele cu note destul de bune, însă din greșeală s-a întâmplat o situație care a zguduit-o pe fată până în mătuva oaselor. Era ziua rezultatelor la examenul de stat unicat, când toți elevii trebuie să se întâlnească cu rezultatele lor. Ecaterina a susținut în total 3 discipline. Pentru 2 dintre ele, deja știa rezultatele, dar acum trebuia să afle rezultatul cel mai importante materii, matematica. Fata era foarte speriată, deoarece nu știa la ce să se aștepte. După ce a deschis site-ul la pagina necesară, părinții ei s-au apropiat de ea din spate și au început să se uite țintă la monitor. Haide, priviște-ți mai repede rezultatele. Vrem să vedem și noi ce punctaj ai obținut, a spus mama fetei cu reproșuri, așteptând rezultate mari de la fiica ei. Ecaterina stătea ghemuită pe un scaun, pentru că îi era frică. Câte puncte oare obținuse? Se vor supăra părinții ei? Dar acum au apărut numerele mult așteptate și fata a rămas uimită. Pe monitor s-a afișat numărul de puncte, de la care tatăl fetei a strigat. Ah, nemernico ce ești! 30 de puncte din 100! Numai o proastă neștiutoare poate obține un asemenea punctaj. Acum vei fi vagabondă, nu-i așa? Ridică-te! Tatăl Ecaterinei și-a luat fica de păr și-a aruncat-o la podea. Ieși afară din casă! Ecaterina a început imediat să plângă, deoarece nu se aștepta la o semne reacție dură din partea tatălui ei. Unde se va duce ea acum? Fata și-a privit oblic mama, așteptându-se ca aceasta să o susțină. Însă ea doar a rămas acolo, privindu-și fiica cu aceeași prejudecată. Atunci fata și-a dat seama că trebuie să-și roage tatăl să o țină acasă. Tată, nu mă da afară! Nu înțeleg ce s-a întâmplat! Te rog! Dar Ecaterina nu a avut timp să termine, pentru că tatăl i-a lovit-o foarte tare în obrazul drept, ceea ce a făcut ca ea să se lovească cu capul de podea. Chiar și nasul i-a sângerat. Tot ce vrei să faci este să te plimbi, iar apoi îți ceri scuze ca un câine amărât. Ce vei deveni acum? Ce vei realiza? Te las să rămâi acasă, doar dacă corectezi notele astea. Altfel, pleci de aici. Am spus totul. A strigat din apartament tatăl bietei fete. Ce putea să facă ea? A doua zi s-a dus la școală ca să afle când va fi reexaminarea. Când eleva a întrebat, dascălul i-a răspuns că a fost o greșeală. Comisia de testare a cofondat numele de familie. Numele de familie ale Ecaterinei era Romanioc, iar numele de familie al celuilalt băiat era Rotundu. Ecaterina era foarte supărată, dar nu a arătat-o. Din cauza acestei greșeli stupide, fata a fost bătută acasă pentru a se justifica cumva fața părinților. Fata ceru profesoarei să-i sune pe părinți și să informeze că fata chiar a trecut examenul cu note foarte bune. Când au ajuns acasă, aceștia ceru de nou Ecaterina să se uite la rezultatele de pe site pentru a se asigura că fiica lor chiar a trecut cu bine examenul. După ce tatăl a fost în sfârșit convins,
Ea se aștepta să audă scuze din partea lui, dar în schimb a primit un alt răspuns. Puteai să ai rezultate și mai bune, a pufnit tatăl și a plecat să se uite de nou la televizor. Fata era nedumerită, dar nici măcar nu s-a supărat, pentru că se obișnuise deja cu părinții ei. Uneori voia să-l întrebe ea însăși, dar voi în viață ce ați obținut? Familia lor trăia de salariul mic al mamei și din pensia militară a tatălui ei. Era de neînțeles. De ce erau atât de disparați când Ecaterinei nu-i reușea ceva? Dar după ce a analizat întreaga situație, fata a ajuns la concluzie că cel mai probabil părinții ei vor ca fiica lor să devină ceea ce ei n-au putut deveni. La urma urmei se întâmplă adesea ca oamenii să nu reușească în ceva, așa că transferă responsabilitatea aceasta copiilor lor, pentru că și ei să poată face același lucru. Ecaterina nici măcar nu știa ce își dorea cu adevărat și se gândea, are oare nevoie de asta? Vreau să stau într-o bancă pentru tot restul vieții mele? Nici măcar nu am vreun talent. Așa, în deznădejde, fata a petrecut vara și a venit timpul să intre la universitate. Apropo, Ecaterina a reușit să treacă cu demnitate concursul și să-l câștige. Ea a primit un loc bugetar și acum putea studia la o facultate de prestigiu. Au trecut deja 6 luni de la începerea studiilor. În principiu, îi plăcea totul. Ecaterina era percepută, din cauza căreia era apreciată de mai mulți profesori. Numai că relațiile cu colegii de grupă n-au putut fi formate. Era de înțeles. Inegalitatea statuturilor sociale și-a făcut treaba. S-a întâmplat ca toți colegii de grup al fetei să fie reprezentanți ai statutului superior al societății. Erau fiice de banchieri și fii de oameni de afaceri bogați. Unii ar spune că Ecaterina nu și-a locul aici. De fapt, așa crede și ea. Toți colegii ei nu făceau decât să râdă de această fată și nici măcar nu era vorba de aspectul ei. Fata avea, în mod obiectiv, gust la haine. Avea trăsături faciale drăguțe și o siluetă modestă. Colegii ei pur și simplu simțeau cât de rigidă și nesigură pe sine era fata, încât își permiteau să se amuze de ea. Dar a avut loc un incident la cantină, care a schimbat complet viața Ecaterinei. Ca de obicei, după a doua pereche, fata se hotărâ să ia prânzul la cantina locală. De obicei, aici erau puțini oameni, deoarece toți majorii preferau să mănânce în cafeneaua scumpă de peste drum. Dar și această cantină servea mâncare bună, așa că fata și-a luat un prânz complet, s-a așezat la o masă liberă și a început să mănânce. În primele 10 minute a mâncat în tăcere, până când a auzit șoapte în spatele ei. A hotărât să nu se întoarcă, pentru a nu se supăra și mai tare pe faptul că nimeni nu o plăcea la noua universitate. Dintr-o dată, un băiat s-apropie de ea și s-a oferit să ia prânzul alături de fată. El s-a prezentat. Bună, te deranjează dacă stau cu tine? Numele meu este Mihai, iar tu presupun că ești Ecaterina, nu-i așa? A întrebat tânărul zâmbind. Așa este, a spus fata cu modestie. De fapt, el cunoștea pe tânăr. Era cel mai rătos băiat din departamentul bancar. Nu că i-ar fi plăcut fetei, el nici măcar nu se putea gândi la asta. Până la urmă, toate fetele din primul an, din anul 2 și așa mai departe, se agățau de Mihai. El era fiul unui om de afaceri influent din oraș. Se spunea că în curând, tatăl lui Mihai va să se retragă și să transmită toate afacerile sale fiului său. El era chipeș, bine pus la punct, amuzant și nu se temea să se apere pe sine și pe ceilalți. Acesta era băiatul visurilor ei și nici nu se putea gândi că un astfel de tânăr ca Mihai putea sta la masă cu ea, cu fata, cu care nici măcar nu vor să comunice în această instituție. Însă Ecaterina a observat imediat că ceva era în neregulă aici. Credeam că ai un loc unde să te așezi. Erai cu compania aia și fata arată cu degetul spre masa vecină, unde stătea compania foarte zgomotoasă, care râdea de biata fată. M-am săturat de clovnii ăștia. Cred că și cu tine ai multe de vorbit, a spus Mihai, ceea ce a făcut-o pe Ecaterina să roșească. O făcea să se simtă bine, auzind asemenea cuvinte de la un băiat. El întuneca mintea. După finisarea tuturor orelor, pe telefonul fetei a venit un mesaj de la Mihai, pe o rețea de socializare. Tânărul i-a propus fetei să o conducă acasă. Ecaterina, bineînțeles, a fost de acord. Ea a vrut să privească pe colegii de grupă, când vor afla că cel mai chipeș băiat o va conduce acasă într-o mașină grozavă. Așa a început totul. Ecaterina și Mihai au început să se vadă mai des la universitate.
deoarece erau la cursuri diferite. Doar uneori avea perechi împreună, iar ei stăteau în aceeași bancă la ele. Toți cursanții au început să vorbească despre faptul că a apărut un nou cuplu. El o conducea pe fata acasă de fiecare dată. Ecaterina a cerut să se oprească într-o curte vecină, pentru ca părinții ei să nu bănuiască nimic. Se temea foarte mult de reacția lor. Tinerii se plimbau aproape în fiecare zi. Fata vedea privirile oblice ale prietenilor iubitului ei, dar nu le acorda mare atenție, pentru că Mihai îi spunea: "Nu le dai importanță, ei sunt doar geloși pe noi și pe fericirea noastră," a spus acesta înrăgostit. Ecaterina era cu adevărat înrăgostită de acest tânăr. Odată, acesta i-a propus să vină la el acasă. Ea a crezut că el în sfârșit o va prezenta pe iubita lui părinților săi, dar aceștia nu erau acasă. Drept urmare, Ecaterina a rămas la Mihai acasă în acea noapte. Dimineața, fata s-a trezit, ca să spunem așa, cea mai fericită din lume. 2 săptămâni mai târziu, fata început să vomite chiar la pereche. Ea nu înțelegea ce se întâmpla, deși bănuia. Ecaterina a fugit la farmacia, care se afla la parterul instituției, pentru a cumpăra un test de sarcină. "Pozitiv," a spus fata cu voce tare din cauza șocului, neașteptându-se deloc la un astfel de rezultat. Șocul a trecut și fata nici măcar nu s-a gândit să se supere. "Nu vede nimic în neregulă cu asta. Iubitul meu este destul de bogat, iar eu îmi voi finisa studiile și după naștere. Mai repede să-l bucur pe Mihai," s-a gândit Ecaterina. Fata a cerut să părăsească perechea și a început să-l sune pe iubitul ei, dar acesta nu i-a răspuns. Gândindu-se că el era probabil la oare, i-a plecat acasă. Dacă să le mărturisească sau nu părinților ei, Ecaterina nu știa. Se gândea că o astfel de veste i-ar fi uluit. Fata a hotărât că mai întâi le va face cunoștință cu iubitul ei, iar apoi se va gândi la o modalitate de le spune despre sarcina ei. Ajungând acasă, Ecaterina și-a salutat părinții în grabă și a plecat pe pat de durere. Însă toxicoza s-a făcut simțită. Peste 10 minute, totuși fata nu se putea abține și a fugit la toaletă. A vomitat, iar acest lucru nu a trecut neobservat nici de părinții stricței fetei. "Ce se întâmplă cu tine?" a întrebat mama Ecaterinei. Fata nu putea să răspundă nimic, pentru că nu se percepea deloc să mintă. Tatăl ei și-a dat seama imediat ce se întâmpla. "Cred că știu ce este neregulă cu ea. Târfă ce ești! Spune, ești însărcinată?" a strigat tatăl Ecaterinei. Ea a rămas uimită și nu știe ce să răspundă. Tatăl fetei a luat tăcerea ei ca pe un semn de acord. "Ce târfă! A rămas însărcinată pe undeva." Și tatăl ei a ieșit în fugă din baie. Mama și fiica au rămas în stare de șoc, neînțelegând unde a fugit capul familiei lor. Peste câteva minute și-au dat seama unde se duse tatăl fetei. Acesta a început să scoată lucrurile fetei din camera ei, arătând că nu mai vrea să o vadă în casa lui. "Pleacă de aici! Nu este loc pentru târfe în casa mea! Nu o să-ți întrețineți dreanța! Du-te la cel cu care te-ai culcat!" a strigat tatăl. Ecaterina a crezut că o va lovi din nou, dar nu a făcut-o. Tatăl ei stătea acolo și se gândea că acum fiica lui va încerca să-l convingă, ca în cazul rezultatelor la examen. Dar ea nu s-a gândit să facă asta. Ecaterina suferise prea mult de-a lungul anilor, încât acum nici măcar nu se gândea să-și implore tatăl. Știe la cine se va duce și ieși cu încredere din apartament, fără să-și ia măcar lucrurile. "Mihai al meu îmi va cumpăra altele noi," se gândea. Nici măcar o lacrimă nu i-a căzut din ochi. În drum spre casa iubitului ei, Ecaterina l-a sunat de mai multe ori, dar el așa nu i-a răspuns la telefon. Se apropia seara, iar fata nu înțelegea de ce Mihai nu ridica telefonul. Ea de ce să meargă la el acasă. Apropiindu-se de casa iubitului său, Ecaterina a fost din nou uimită de mărimea acesteia. O vilă cu 3 etaje, cu piscină și jacuzzi la balcon. Era la dispoziție completă a iubitului ei pentru 2 săptămâni. Cât timp părinții lui erau plecați. Sunând la ușă, Ecaterina nu imediat a primit un răspuns. Abia din a 3-a oară s-a deschis și în fața fetei a apărut o cunoștință a Ecaterinei și fosta iubită a lui Mihai, Natalia. Fetele s-au salutat. Din interiorul casei se auzeau zgomote puternice, iar Natalia mirosea în mod clar alcool. Era evident că în casă avea loc o petrecere. "Cheamă-l pe Mihai," a cerut Ecaterina. Natalia a privit-o pe fată cu un zâmbet ciudat.
Dar te rog, a spus fata, bagiocoritoare, te rog, cheamă-l pe iubitul meu, continua să spună Ecaterina. Ha, ha, iubitul tău? Ce naibă vorbești acolo? Ești doar un șoricel jalnic, a spus Natalia, râzând în același timp. Ecaterina era nedumerită și nu înțelegea ce spunea colega ei de grupă, dar a continuat să asculte. El mă iubește doar pe mine și știi ceva? O să-ți spun eu. În ziua aceea a pariat cu noi că ar putea să te facă, să te îndrăgostești de el. Chiar credea că un băiat ca Mihai ar putea să se uite serios la un șoarce ca tine? Te-ai văzut în oglindă. Nici măcar nu ai dreptul să-l numești iubitul tău, a râs Natalia, de biata fată. Însă ea nu-i credea cuvintele. Mihai nu ar putea face așa ceva. Era gândul care se învârtea în capul ei. Tu nu știi nimic, încerca de Caterina să o convingă pe abuzatoarea ei. Crezi că dacă te-a plimbat de câteva ori de mână, atunci el este acum. Dragostea ta pe fecie? A întrebat Natalia cu sarcasm. Tu nu știi nimic, sigur. Chiar am rămas peste noapte la el acasă. Aștept un copil de la iubitul meu, a strigat Ecaterina. Ce ai spus? Natalia a fost surprinsă. Se pare că nu se aștepta la o veste atât de șocantă. Sunt însărcinată, așa că... Ecaterina nu a reușit să termine, pentru că a fost imediat lovită peste obraz de interlocutoarea sa. Partea dreaptă a feței i s-a înroșit imediat și a devenit dureroasă. Pleacă de aici! Ești un gunoi! Natalia a împins-o pe fata afară din curte și i-a spus să nu mai vină niciodată pe aici. Ecaterina nu s-a gândit să o asculte, așa că a stat acolo vreo 20 de minute, încercând să sune pe Mihai, dar acesta nu răspundea la telefon. Fata a început să analizeze tot ceea ce se întâmplase astăzi și a ajuns la concluzia că Mihai într-adevăr putea paria pe ea. De ce nu m-am gândit la asta imediat? Cu siguranță, nu s-ar fi dat la mine degeaba. Era un șuricel gri. Ce proastă sunt, se gândea în sinea ei. Era însărcinată și nu are unde să se ducă. Toamna era rece, deja se înserase. Așa că Ecaterina a decis să se grăbească, să găsească un loc unde să se încălzească. S-a gândit la faptul că reușise într-adevăr să se schimbe în timpul în care comunicase cu Mihai. Ei și-a dat seama că trebuia să începă să arate mai bine pentru a fi în preajma unui băiat ca el. Dar, după cum s-a dovedit, totul a fost în zadar. El nu avea nevoie de ea. Pe drum, fata s-a simțit foarte rău. Cu toate astea, sarcina afecta organismul încă neputincios al tinerei fete. Pe drum și-a pierdut cunoștința. Ultimul lucru pe care l-a văzut a fost lumina farurilor unei mașini necunoscute. Pe aceasta nu a reușit să o vadă. Oare într-adevăr acuși voi muri? Se gândea ea în sinea ei. Când se trezi, se afla într-o cameră cunoscută. Era sufrageria iubitului ei Mihai. Ecaterina nu a vrut să stea acolo nici măcar un minut, așa că s-a grăbit să se ridice și să plece cât mai repede. Cu mișcarea abilă a mâinii a fost oprită de Mihai, care a apărut de nicăieri. Departe te-ai pornit? A întrebat el. Cât mai departe de tine? A strigat fata, încercând să se desprindă din strânsoarea lui, dar el nu a lăsat-o să plece. El doar a vrut ca să-l asculte, iar ea a fost de acord. Ce ți-a spus despre mine este adevărat. Am pariat bani cu băieții. Trebuie să te fac să te îndrăgostești de mine. Dar înțelegi, așa s-a întâmplat că singur m-am îndrăgostit. Se pare că nu ești atât de plicticoasă pe cât spuneau colegii tăi de curs că ești. Și nu am mai avut o relație cu Natalia de mult timp. Doar că ea încă mă iubește, dar eu deja nu mai simt nimic pentru ea. Iar eu te iubesc doar pe tine. Nu ți-am răspuns la telefon pentru că nu m-am putut descurca cu sentimentele mele. Nu știam ce simt cu adevărat pentru tine. Dar ieri, când am văzut de la fereastră discuția ta cu Natalia, mi-am dat seama că nu pot sta fără tine. Am început să fac bagajele, dar în scurt timp ai dispărut. Nu te-am putut găsi imediat, a spus Mihai cu sinceritate. Natalia știa că nu mințea. Sunt însărcinată, a spus fata, la care Mihai a zâmbit larg. Sunt foarte fericit, a răspuns el și și-a îmbrățișat iubita din toate puterile. În aceeași zi a cerut-o în căsătorie. Ecaterina a rămas la Mihai pentru o vreme. O săptămână mai târziu s-au întors părinții lui. Au fost surprinși de apariția neașteptată a nevestei fiului lor. Dar când au aflat despre sarcina fetei, aproape că au căzut de fericire. O lună mai târziu, tinerii au jucat o nuntă. Părinții fetei nici măcar nu au participat la sărbătoare.
Însă Ecaterina le-a trimis totuși o anumită sumă de bani pentru o lună, pe care aceștia nu s-au gândit să o refuze. Din cauza frustrării, Natalia pleca să locuiască în altă țară. 6 luni mai târziu, Mihai a acceptat o nouă poziție din partea tatălui său și împreună cu soția sa a cumpărat o casă în apropierea părinților săi. O lună mai târziu, au avut un băiețel, un alt moștenitor al imperiului de afaceri al bunicului său. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara formidabilă vă doresc și noapte bună! Pe curând! Pa, pa!